Găsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andreea, iar invitata mea de astăzi este doamna dr. Andrada Iftode, medic specialist dermatolog și asistent universitar doctor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Doamna doctor, sezonul estival se apropie cu pași repezi și cel mai probabil vom avea parte de o vară toridă și lungă. Vă rog să ne spuneți care sunt cele mai mari provocări cărora va trebui să le facem față pe parcursul sezonului cald. Una dintre cele mai mari provocări este cum avem grijă de pielea noastră atunci când o expunem la soare. Bineînțeles, asta e bine să facem ori de câte ori mergem în vacanță, ori de câte ori este vară, chiar și pe parcursul anului, când nu este cald afară, dar soarele există și există un soare foarte puternic. Se recomandă fotoprotecția, care poate fi sub formă de cremă, loțiune, spray. Există foarte multe produse în ziua de astăzi, inclusiv pudre, fonduri de ten. Se recomandă pentru că ultravioletele, în afară de efectul lor nociv cancerigen, în cantități mai mici, pot să și îmbătrânească pielea. De aceea, o fotoprotecție constantă va asigura pielii o durată de viață mai lungă și un aspect mai tânăr. Cum ne putem orienta? Care sunt factorii în funcție de care ne orientăm pentru alegerea acestei loțiuni de protecție solară? Da, sunt mai multe lucruri de luat în calcul. În primul și în primul rând este constanța cu care trebuie să o aplicăm. De exemplu, o doamnă care se machiază zilnic ar putea să includă în produsele pe care le folosește o cremă sau un fond de ten care conține deja fotoprotecție. Din acestea deja există, pentru că s-au făcut reglementări la nivel mondial pentru ca aceste produse să conțină o fotoprotecție tocmai pentru prevenirea cancerului de piele. În afară de acest lucru, atunci când ne expunem la soare, de exemplu la mare sau la un picnic vara, cel mai important este ca pielea noastră să nu ajungă să se ardă, iar primul semn de arsură este eritemul, adică roșața. Dacă nu dezvoltăm eritem, înseamnă că suntem ok și riscul de a dezvolta ulterior în viață o problemă este mult mai mic. Și atunci, pe suprafețe mai mari de piele se pot aplica loțiuni pentru că sunt mai fluide și se întind mai ușor. Produsele noi care mie îmi plac foarte mult sunt sub formă de spray pentru că nu mai există acea acțiune în plus de a întinde produsul. Și în funcție de tipul de ten, e foarte important să știm că tenurile care sunt uscate au nevoie de produse mai grase, care formează o peliculă la suprafața pielii, iar tipurile de ten mai grase au nevoie de ceva mai uscat pentru ca să compenseze excesul acela de sebum. Și se pot folosi, de exemplu, în cadrul machiajului pudre, care matifiază, sau se pot folosi creme care hidratează, depinde de tipul de ten. Și bineînțeles, pentru zone mai mari de piele, de exemplu, dacă stăm la plajă, contează ce fel de piele avem. O piele mai uscată are automat nevoie de o cremă sau de o loțiune, iar o piele mai grasă poate să se protejeze cu un spray, pentru că și sebumul pe care noi îl producem de către piele are o anumită cantitate de factor de protecție solară naturală și atunci ne ajută în protecția față de ultraviolete. Înțeles. Sunt anumite campanii de educație în sănătate care subliniază beneficiile expunerii solare asupra organismului uman. Totuși există anumite momente în care soarele se transformă din prieten în dușman.
Când anume se întâmplă acest lucru? Da. Bineînțeles că soarele este benefic, pentru că noi am fost creați de natură ca să putem supraviețui pe această planetă unde există raze ultraviolete și infraroșii, tot felul de radiații, deci corpul nostru are capacitatea de a se apăra și de a se regenera. Și atunci, soarele are un rol benefic, bineînțeles, pentru că stimulează producția de vitamina D, care are un rol benefic asupra sistemului osos. Deci nu trebuie să ne ascundem de soare de tot și pentru totdeauna. Dar când ne expunem, trebuie să evităm acele arsuri solare care cresc riscul dezvoltării proceselor maligne. Și atunci, totdeauna, când ne expunem la soare prelungit, și aici nu mă refer când mergem pe stradă la muncă sau ne întoarcem acasă, dar când suntem în vacanță la mare, când mergem la un picnic, vara, când este și cald, atunci trebuie să ne protejăm pielea pentru ca aceasta să nu se ardă și să nu facem eritem și apoi arsura solară, care după aceea necesită îngrijiri și care pe termen lung nu este benefică pentru organism. Pentru că organismul vindecă, da? Vindecă o dată, de două ori, de trei ori, de 10 ori, dar după mai multe cicluri din acestea, el când vindecă, nu mai vindecă la capacitatea lui maximă. Și atunci apar problemele. Da. V-aș ruga să ne spuneți care sunt indicatorii care ne ajută să ne dăm seama de gradul de protecție de care fiecare dintre noi are nevoie. Indicatorii. Și în funcție de tipul de piele? Da, da. Deci persoanele cu un ten mai deschis la culoare automat au o sensibilitate mai crescută față de razele soarelui, pentru că producția de melanină, pigmentul acela care ne colorează pielea, este mai mică. Și melanina este aceea care ne protejează față de ultraviolete. Funcționează ca un filtru natural. Deci persoanele care au un ten deschis vor trebui să aplice mai frecvent produsele de fotoprotecție. Iar persoanele care au un ten mai închis, bineînțeles că și ele vor trebui să aplice fotoprotecția, pentru că depinde și de fototip. Fototipul înseamnă tipul de piele, culoarea pielii, care depinde de la o rasă la alta, dar dacă vorbim de populația noastră a României, fototipul variază între 2, 3, 4 și atunci chiar și persoanele mai închise la culoare, vara când merg la mare, nu li se recomandă să stea toată ziua la soare, deci la orele prânzului să stea la soare fără fotoprotecție, pentru că și lor li se poate întâmpla să li se ardă pielea. Și nu este în regulă, pe termen lung, bineînțeles. Da. Totuși, cât de eficiente sunt aceste loțiuni de protecție solară și cum facem să le alegem pe cele care ni se potrivesc? Pe produsele de fotoprotecție este scris un număr. 30 plus, 50 plus, cu sau fără plus. Plus înseamnă că cel puțin numărul acela de factor există în produsul respectiv. Și atunci, 30 plus oferă o protecție mai mică decât produsele 50 plus. Acest număr nu este un procent, este un factor. Și atunci, nu înseamnă că dacă te dai cu 50 plus, ești protejat față de 50% dintre radiații. Nu, acela este un număr care măsoară capacitatea produsului de a apăra de soare, dar nu este un procent. Dacă folosim un produs care are un factor de protecție mai mare, acela poate fi aplicat mai rar. Dacă folosim un produs care are un factor de protecție solară mai mică, atunci trebuie aplicat mai des. Depinde foarte mult ce activitate avem. Pentru că dacă suntem la mare sau la bazin și intrăm în apă, ieșim din apă, ne ștergem cu prosopul, bineînțeles că și un factor de 50 plus trebuie reaplicat o dată pe oră sau o dată la două ore, pentru că îl ștergem cu prosopul.
Deci contează foarte mult ce activitate facem. Dar dacă, de exemplu, este vară și noi mergem până la locul de muncă și ne întoarcem și ne-am dat dimineața cu 50 plus, putem să ne mai dăm eventual încă o dată după masa, dacă mai este soarele puternic, dar este suficient. Depinde ce activitate facem. Deci, de reținut că produsele cu factor de protecție mai mică, mai mic, trebuie aplicate mai des, iar produsele cu factor de protecție solară mai mare pot fi aplicate mai rar, dar trebuie să găsim un echilibru și o logică în aplicări, pentru că fiecare om este diferit și are diferite activități, așa că eu pot să recomand o dată pe oră să ne dăm cu factor de protecție 30 și o dată la 2-3 ore cu factor de protecție 50, dar depinde foarte mult ce facem în tot acest timp și unde suntem. Dacă suntem la mare, mai aproape de ecuator, bineînțeles că soarele este mai puternic. Dacă suntem undeva la pol, și tot e mai mică radiația ultravioletă. Da. Și tot legat de acest aspect, v-am să ne spuneți în ce măsură utilizarea acestor loțiuni de protecție solară ne permit o expunere prelungită la soare. Sunt mulți dintre cei care cred că odată aplicată această cremă pot sta la soare fără niciun fel de problemă. Da, dar nu este așa. În primul rând, soarele acționează asupra Pământului prin mai multe tipuri de radiații. Deci ultravioletele sunt doar unele dintre ele. Atmosfera noastră mai filtrează dintre aceste radiații, dar în ultimele zeci de ani, crescând poluarea și stratul de ozon fiind afectat, cantitatea de radiații care vine dinspre soare și ajunge la suprafața Pământului este mai mare. De aceea sunt mulți pacienți care spun că pe vremuri ei puteau să stea la soare toată ziua și nu făceau arsuri solare și acum fac arsuri solare, pentru că s-au schimbat condițiile de mediu. Eu nu cred faptul că dacă te dai cu o fotoprotecție mare, poți să stai vara la soare toată ziua. Nu există așa ceva. Pentru că acea cremă are un filtru, care filtru absoarbe radiația și absoarbe o anumită cantitate, iar peste o anumită limită nu mai protejează. Și atunci trebuie reaplicat. Dar cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să nu stăm toată ziua expuși la soare. Mai ales la orele prânzului. Am putea foarte bine să stăm la umbrelă, la umbră, undeva în interior. Că oricum vara, ziua este lungă și radiația ultravioletă este peste tot, chiar și dacă stăm sub umbrelă. Da. V-aș ruga să ne spuneți dacă există și alți factori prin care putem contracara efectele razelor ultraviolete, spre exemplu o alimentație corespunzătoare sau o hidratare optimă? Sigur că da. Cu aceste măsuri, noi ajutăm organismul nostru să se apere mai bine și să se regenereze mai ușor. Alimentația este foarte importantă, pentru că noi prin alimentație, noi preluăm nutrienți care au un rol în regenerarea organismului. Nu doar în procesul de eliberare de energie, dar și în regenerarea organismului. Și atunci, fructele și legumele ne oferă vitamine, substanțe antioxidante, care sunt foarte importante. De aceea, este bine ca alimentația noastră să fie variată din punctul de vedere al legumelor și fructelor. Ați menționat hidratarea. Hidratarea ajută ca mediul intern al organismului nostru să fie optim pentru ca procesele și reacțiile care se desfășoară în celule să se desfășoare în mod optim. Pentru că într-un fel se desfășoară într-un mediu hidratat, iar altfel se desfășoară într-un mediu deshidratat. Așa că hidratarea este foarte, foarte, foarte importantă.
înainte de expunerea la soare, în timpul expunerii la soare, de fapt zilnic. Hidratarea este foarte importantă. Nu neglijăm proteinele de care avem nevoie de origine vegetală și animală, pentru că ele de fapt sunt substanțele din care se clădesc celule în corpul nostru. Deci și asta este foarte important. Iar pentru că suntem în această discuție, vreau să spun că stilul de viață de asemenea are un impact asupra organismului. O persoană care are un stil de viață sănătos, și prin asta mă refer, alimentație de calitate, hidratare, odihnă. Odihna este foarte importantă, pentru că în timpul somnului corpul mult mai ușor regenerează, pentru că nu mai sunt celelalte activități de fundal care să-i distragă atenția. Adică nu mai muncim când dormim, nu mai facem mișcare și atunci corpul reușește să se regenereze mult mai mult în perioadele de somn. Deci somnul este foarte important și, bineînțeles, atitudinea psihică față de viață, care și asta este foarte importantă, pentru că printr-o stare pozitivă, creierul nostru secretă anumite substanțe în organism care au rol de regenerare și au rol de apărare, și astfel putem să fim mai sănătoși și mai tineri pentru mai mult timp. Da, am reținut. Care sunt riscurile la care ne supunem în cazul în care nu folosim aceste produse de protecție solară, considerând că avem o piele mai puțin sensibilă? În primul rând, aceste lucruri se observă în timp. Adică sunt, până la urmă, mai târziu, ceea ce e, în fine, mai bine mai târziu decât niciodată, dar oamenii observă. Observă că dacă stau la soare fără fotoprotecție, vor suferi o arsură solară, observă că în timp le vor apărea tot felul de discolorații, discromii sau hiperpigmentări, depinde, fiecare reacționează altfel. Deci culoarea pielii nu va mai fi la fel de omogenă în timp, pot să apară multiple formațiuni pigmentare, adică alunițe, și toate acestea se întâmplă de la o expunere prelungită. Noi putem să evităm astfel de efecte prin expunerea mai scurtă la radiația solară. Revin, nu interzic sau n-aș spune să nu ne expunem deloc, dar trebuie să fie cu măsură. Noi avem nevoie de soare, soarele determină în corpul nostru modificări benefice, dar nu prelungit. Deci să se evite ajungerea la acel eritem, adică roșață, în urma expunerii solare. Asta ar fi ideal. Cu toate acestea, pe termen lung s-a observat că soarele îmbătrânește pielea. De aceea, persoanele care au avut o viață în care s-au expus mult mai mult la mediu, în special la soare, prin activități agricole, de exemplu, în timp dezvoltă riduri mai repede decât persoanele care au avut o viață mai ferită de soare. De exemplu, au lucrat într-un birou. Deci asta este un exemplu pe care vi-l dau. Și atunci, trebuie să punem în balanță statul vara la soare pentru ca să ne bronzăm și să avem tenul măsliniu, ceea ce place multora, cu activitățile care nu sunt la soare și care ne permit să avem pe termen lung o piele mai tânără. Și bineînțeles să ne îngrijim prin hidratare locală și prin administrarea de apă. Apa este cel mai bun lucru pentru a hidrata organismul. Apa. Și hidratare locală, aici mă refer la tot felul de creme, loțiuni care să hidrateze pielea, pentru că soarele și deshidratează în același timp. Ce măsuri trebuie să luăm atunci când ne dăm seama că ne confruntăm cu o arsură solară? În primul rând ar fi bine
să mergem la medicul dermatolog. Pentru că arsura solară poate să fie mai ușoară sau mai gravă. Și atunci, în funcție de grad, se face o anumită recomandare. În afară de acest lucru, primul lucru pe care am putea să-l facem ar fi să ne hidratăm, adică să bem multă apă și la nivel cutanat să aplicăm produse care hidratează. Dar, revin, depinde ce stadiu este pielea, pentru că, de exemplu, o cremă hidratantă, un lapte hidratant, nu este suficient atunci când avem o arsură solară mai severă. Atunci trebuie deja să protejăm pielea ca să nu facem infecții, ca să se vindece mai repede. Deci sunt alte produse care se administrează, dar ar fi bine să cerem sfatul unui medic dermatolog în aceste cazuri. Da. Din câte știm cu toții, majoritatea oamenilor caută astăzi verdicte pe internet în loc să apeleze la ajutorul unor specialiști. Vă rog să ne spuneți ce complicații ar putea interveni în cazul unor arsuri de piele. Da. Este bine că ne informăm. Eu sunt de acord cu acest lucru și nu impun pacienților să nu se informeze pe internet. Dar, după ce ne-am informat pe internet, pentru ca să fim siguri că ce facem este bine, ar fi bine să vorbim cu un medic. S-ar putea pe internet să găsim anumite informații care sunt pentru probleme asemănătoare, dar nu sunt exact problemele noastre. Și atunci s-ar putea, prin metodele pe care noi le aplicăm, să nu facem bine. De asta încurajez pacienții, după ce s-au informat pe internet, să vină la un medic dermatolog. Un exemplu de ce am putea face greșit. De exemplu, avem o arsură solară mai gravă. Și noi am aplicat ce scria pe internet. Dar la o arsură solară mai gravă, noi în primul rând, eu ca medic, eu recomand o prevenție a unei eventuale infecții. Și atunci trebuie folosite anumite produse care au anumite substanțe active pentru acea problemă. Degeaba noi pe o arsură severă, noi ne dăm cu o cremă hidratantă pentru că rata de vindecare va fi mult mai mică și pot apărea complicații. Deci, ok, citim pe internet, dar mai trebuie să și verificăm dacă ce am citit e ok. Da. Majoritatea tinerilor care își doresc un bronz frumos și uniform apelează și au la îndemână acum și varianta expunerii la ultraviolete în mod artificial. Și aici mă refer la solar. Ce ne puteți spune despre această opțiune? Este o opțiune nesănătoasă și vă spun de ce. Soarele emite mai multe tipuri de radiații, da? Noi când stăm la soare, pielea noastră se bronzează ca rezultat a unui cumul de radiații care pot fi ultraviolete A, ultraviolete B, infraroșii și altele. Aceste saloane de bronzat utilizează o lumină artificială. Iar acea lumină artificială, fiind artificială, nu are acel echilibru între radiație, dacă putem să spunem așa. Deci, cantitatea de ultraviolete tip A și cantitatea de ultraviolete tip B este foarte dezechilibrată dacă o luăm în raport cu radiația normală, naturală, de la soare. Din cauza aceasta, acele saloane de bronzat, acele lumini artificiale pot determina mult mai ușor și au un risc mult mai mare pentru carcinogeneză cutanată, adică de a forma cancer de piele. Așa că, din punctul meu de vedere, acele variante de bronzat sunt foarte nocive organismului.
și nu le recomandăm nici eu și nici colegii mei dermatologi, pentru că au un risc foarte mare de a cauza cancer. Acesta este motivul. Am înțeles. Doamna doctor, vă mulțumesc frumos pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!